Da? Tot un pic. Acum. Sărbătoarea limbii materne este cea mai frumoasă dintre sărbătorile neamurilor. Sărbătorim limba noastră, sărbătorim integritatea teritorială și morală a neamului nostru, sărbătorim pe Mihai Eminescu, evenimentul cel mai fast care s-a întâmplat în ființa noastră națională, rotundă ca o lacrimă. Am redat un citat din cele însemnate de Grigore Vieru pe un pete de hârtie, dat la cald, la Chișinău, la sărbătoarea cea din tâi, aceea când, participând acolo, am putut să văd adevărata ființă și emoție și bucurie a neamului românesc de la Chișinău, care pur și simplu se descătușa afectiv într-o sărbătoare cum n-am mai văzut niciodată. Acolo nu era loc să dai un ac, cum se spune, în marea piață a adunării naționale, de mulțimile de oameni care participau cu o emoție și cu o bucurie și cu o uimire, dacă vreți, din acolo. Acolo am putut să văd gestul de simbolic de reacteizare și sfințire a statuii lui Mihai, lui Ștefan cel Mare, după ce decenii la rând a fost exilat și răsutată. Acum așezată de Cristal Măreț, înconjurată cu pământ adus de la Putna și cu pătria aprinsă atunci de la flacăra se arde la momentul monitorului din Putna. Iar ministrul culturii de atunci, Ion Ungureanu, un vrednic ministru de cultură, cum să simțim, spunea în cuvântul său ce importantă este această descoperire a unui neam care până atunci în Basarabia fusese redus la statutul de piei roșii, bun doar pentru folclor și pentru a turna vinul în tocată. Dincolo de toate, sărbătoarea limbii noastre, așa cum a spus atunci și Vieru, și toți poeții și intelectualii aflați atunci, acolo, înseamnă un remember despre Mihai Eminescu, cel care a făcut cel mai mult pentru regăsirea limbii noastre ca identitate, ca structură, ca noblețe. De aceea ne aflăm astăzi aici, la Icotec, în pridvorul casei copilării sale, Casa Eminoricienilor, pe care, dacă este îngăduit un accent subiectiv, sunt foarte legată, pentru că aici ne-am început cariera profesională, prin refacerea acestei clădiri și amenajarea interiorului muzeal, precum și prin redactarea proiectului general de organizare și evoluție a ambientului de la Icotec. Atunci am găsit cu cale că trebuie să se construiască aici nu numai această casă memorială, importantă și ea, dar că trebuie să ia ființă un alt așezământ dedicat actualității poetului, studierii lui și revelării valorii sale naționale și internaționale, ceea ce mai târziu și până astăzi a devenit Centrul Național de Studii Mihai Eminescu. Așa că mă întorc astăzi de ziua limbii aici, în Ipoteștii tineretului mele,
în ipoteștii care ca așezare, ca topos a însemnat extraordinar de mult pentru formarea lui Eminescu, însemnând prima lui zare formatoare, prima împrejurare care i-a stat în ochi, i-a dirijat conștiința, dacă ținem cont de asertiunea lui Ortega y Gasset, care spune eu sunt eu și împrejurările mele, adică găsind în identitatea cumva cele două entități, ființa și împrejurările care formează. Ei bine, prima dintre aceste împrejurări, înainte de cea din Bucovina, care urmează, este acest loc aproape sacru pentru noi românii al ipotestului, unde Eminescu, copilul genial și marea conștiință a neamului nostru, avea să vadă cel din tâi cerul, natura, codru, lacul, abia să trăiască prima dragoste a tinereții, aceea care abia se declanșeze creativitatea, urmată apoi de marea durere a pierderii dascălului iubit de la Aruncumnu. Această țărână scumpă, cum abia să numească el, devenită în tezaur scump pe care l-a purtat toată viața în suflet și iarăși, făcând un racurs subiectiv, înțelegând ca muzeograf al acestui loc această semnificație, într-un an am dus la București, la cimitirul Belu, o mică urnă cu pământ de aici, de la Ipotești, de la Bocosan, și am lăsat-o pe mormântul lui de acolo, amintindu-mi dorința lui de a avea aproape țărâna aceea scumpă a Ipoteștilor. De aici, de la Botoșan, dar format și crescut aici, la Ipotești, avea să se ridice către zarea națională, în primul rând, dar și către cea internațională, unde încă nu s-a găsit locul pe care îl merită, cea mai înaltă conștiință, cel mai valoros reper de creativitate și de cultură de Eminescu, acela pe care generațiile nu obosesc să-l redescopere, sigur să-l și conteste, pentru că este un lucru știut că marile valori se confirmă și prin contestare. Dar poate cea mai mare, cel mai bun test pentru valoarea sa perenă este reacția odată a marilor spirite ale națiunii noastre, care odată intrate în magnetismul, în sfera lui de influență și de comunicare și de vibrație spirituală, nu mai ies toată viața și rămân acolo. Numele sunt multe, începând cu Maiorescu, Petesici, Rosa del Conte, Tudor Vianu, Călinescu, Svetlana Paleologu Mata și încă și încă atât de mulți care rămân toată viața, precum Petesicius, care a și orbit cercetând manuscritele lui, niciodată nu se pot smulge de sub magnetismului fascinant. Și mai mult de atât, reacția străinilor. Străinii care accedă într-un fel sau altul la imensitatea spirituală și valorică a operei sale, rămân fascinați și ajung cu devoțiunea până la a învăța limba română, precum universitara italiană Rosa del Conte, pentru a se apropia de el. Dar drumul este abia la început, deși este tradus în peste 70 de limbi. Știu acest lucru din cursurile pe care le-am predat în străinătate studenților,
că atunci când le-am tradus, le-am vorbit, le-am revelat faina și profunzimea inerciană, cu toții au exclamat și au fost uniți și interesați de această mare valoare a noastră. Așadar, cel care a contribuit cel mai mult pentru șlefuirea limbii, pentru găsirea a unei forme desăvârșite, a revelarea subtilităților ei minunate, Eminescu, este și el astăzi sărbătorit implicit ca un formator de limbă și nu putem să nu observăm că avem deja o altă lege legată de spiritualitate, de cultură, legea sărbătoririi limbii române, după ce cu puțin ani în urmă am căpătat legea sărbătorirea Zilei Naționale a Culturii Române și amândouă se leagă într-un fel sau altul de Eminescu. De aceea am considerat că nu putem sărbători altfel Ziua Limbii Române decât vorbind despre Eminescu și întorcându-ne într-un loc care i-a fost atât de aproape, atât de important, atât de înalt de sufletul nostru.